Știți ce nu va face Microsoft niciodată, începând cu Windows 11. Nu va renunța la două lucruri: la telemetrie și la aplicațiile care vin preinstalate cu sistemul de operare, gen TikTok, Facebook, Spotify și restul. Ce înseamnă telemetria? Înseamnă că Microsoft îți colectează datele personale și le folosește în scopuri de marketing. Ce poți face tu ca utilizator Windows 11? dacă vrei să nu transmiți datele personale către Microsoft și vrei să scapi de acele aplicații preinstalate, ai două opțiuni. Ori dezactivezi aceste lucruri în imaginea ISO înainte de instalarea sistemului de operare, ceea ce este puțin mai greu, puțin mai tehnic. Iar a doua soluție este să folosești diferite aplicații care fac acest lucru după ce sistemul de operare Windows 11 este instalat. Poți dezactiva telemetria, poți dezinstala aplicațiile preinstalate după instalarea Windows 11. Despre asta vom vorbi astăzi. Îți voi arăta o aplicație care face toate aceste lucruri și în plus reduce numărul de procese aproape la jumătate din Windows 11. Haideți să vedem despre ce aplicație este vorba. Urmărește întregul tutorial și vei vedea despre ce aplicație este vorba. Vom descărca aplicația, o vom scana cu virus total să vedem dacă este curată sau nu, dacă este safe sau nu să o folosim pe Windows 11, apoi voi prezenta aplicația, iar la sfârșit vom vedea numărul de procese care rulează după optimizarea Windows 11. Bineînțeles, la început vom vedea numărul de procese pe un Windows 11 proaspăt instalat. Haideți să începem! Aplicația se numește Quick Boost, o descărcăm de pe GitHub, aveți linkul aici, vă las linkul și în descriere, așa cum v-am obișnuit. Aici aveți câteva imagini cu aplicația, mai jos aveți tot ce face această aplicație în Windows 10 și Windows 11, de unde descărcăm efectiv Quick Boost de aici, de la Releases, apăsăm pe Releases și mai jos avem executabilul. Descărcăm executabilul, îl salvați undeva pe desktop. În continuare, după ce l-am salvat, haideți să îl scanăm cu Virus Total. Suntem pe virus total, haideți să alegem aplicația quickboost.exe, acesta este executabilul, să vedem dacă este safe, dacă se poate folosi fără probleme pe Windows 11, vedem că nu avem niciun fel de amenințare, fișierul este curat, aplicația se poate folosi. Rămâi în continuare pe tutorial până la capăt pentru că acum vom face instalarea quickboost, iar apoi vom dezactiva telemetria, vom dezinstala acele aplicații care vin instalate, preinstalate în Windows 11 și vom face o grămadă de optimizări acestui sistem de operare. Aici avem versiunea Windows, Windows 11 22H2, updatat la zi. Ok, aici avem Quick Boost, avem aplicația noastră. În primul și în primul rând, ce trebuie să faceți înainte de a folosi astfel de aplicații? Trebuie să creați un Restore Point astfel încât dacă ceva nu este în regulă după ce ați optimizat Windows, să puteți reveni la setările anterioare. Haideți să vă arăt prima dată cum se creează un Restore Point. Mergem în bara de căutare și scriem Restore și alegem Create a Restore Point. Aici posibil să aveți Protection pe Off. Trebuie să selectați partiția unde aveți instalat sistemul de operare apăsați pe configurare iar aici trebuie să bifați prima opțiune turn on system protection ok iar aici să alocați cât spațiu doriți să aibă acel restore point iar apoi apăsați pe apply ok și apoi apăsați pe create în momentul în care apăsați pe create se creează un restore point dacă ceva nu este în regulă după ce ați folosit aplicația de optimizare, nu neapărat doar aceasta, așa în general, puteți reveni la setările anterioare folosirii aplicației. Acestea fiind spuse, haideți să pornim cu Quick Boost. Apropo de Restore Points, vedem că și dezvoltatorul ne îndeamna să creăm un restore point înainte de a folosi aplicații de genul. Am spus la începutul tutorialului că vă arăt cum se descarcă și cum se instalează QuickBoost. Ei bine, QuickBoost nu are nevoie de instalare, este un executabil, doar îl deschidem, așa arată interfața. Avem aici un mic bug pe care l-am întâlnit doar pe această mașină virtuală, în restul testelor nu am avut probleme. Dacă deschidem meniul de aici din stânga, vedem că totul se duce în dreapta, iar fereastra nu o putem redimensiona sub nicio formă. În fine, acestea sunt categoriile din stânga, General, Advanced, Cleanup, Download și Windows. Vom trece prin fiecare. Haideți să închid aici. Dar prima dată, haideți să vedem câte procese rulează în acest moment pe Windows 11 după instalare și după update-uri. Haideți să vedem un Task Manager. Vedem acum numărul de procese și la sfârșit după optimizare vedem ce procese rulează atunci. Acum avem un consum de memorie de 2,1 GB și avem undeva la 120, 117 procese mai exact. Bun, ține minte numărul 117 procese și continuăm cu Quick Boost. Aici în categoria General, prima categorie, vedem aici și numele categoriei pentru a aplica odată toate, toate optimizările, tot ce este în această aplicație, puteți să apăsați pe Apply All Tweaks. Aplicația va începe să lucreze, sistemul va fi optimizat, dar sfatul meu este să luați fiecare opțiune pe rând, pentru că poate nu aveți nevoie să dezactivați tot ce oferă aplicație, tot ce este inclus în Quick Boost. Deci haideți să mergem aproape prin toate opțiunile să vedem ce aleg eu să dezactivez iar la sfârșit vedem rezultatul aici la general prima opțiune o voi lăsa activă nu mă voi atinge de ea iarăși cu a doua la fel și ultima A4, a patra disable mouse acceleration iarăși nu voi face absolut nimic aceste opțiuni țin de gaming dacă sunteți gameri puteți aplica aceste trei Soluții de aici, prima, a doua și a patra. Ce mă interesează pe mine este disable startup telemetry, exact ce vă spuneam la început. Haideți să apăsăm aici. Durează câteva secunde până se aplică toate aceste setări sistemului de operare. Vedem că totul este OK. Apoi mergem la disable power saving. Voi aplica și această opțiune import quick boost power plan iarăși voi aplica această setare din nou apply system profile tweaks iarăși o voi activa enable autocomplete run dialog iarăși aici mai jos sunt uh, opțiuni uh, iarăși importante disable unnecessary system services le voi dezactiva vedem aici că serviciile au fost dezactivate iar ultima opțiune din stânga de aici ne dezinstalează aplicațiile preinstalate, cele pe care nu le folosim. Vedem aici și ce aplicații sunt dezinstalate, 3D Builder, Get Started, Windows Alarms, Bing și multe altele. Așteptați până se dezinstalează toate. Aplicațiile preinstalate au fost șterse, apăsăm pe OK. Aici la Disable Startup Programs se va deschide fereastra cu programele de startup, iar de aici dezactivați voi ce nu este necesar de exemplu, OneDrive, dacă nu îl folosiți, apăsați pe Disable, selectați și apăsați pe Disable. A fost dezactivat OneDrive, puteți să închideți această fereastră. Bun, aici la General am terminat cu toate opțiunile, mergem mai departe la Advanced. Haideți să vedem, Disable Power Throttling, da, voi dezactiva voi activa și această opțiune Memory Tweaks le voi aplica iar în rest aici la setări avansate nu voi mai umbla pentru că nu sunt sigur ce fac aceste setări de aici mai jos merg la Clean Up și avem opțiunile Clean Temporary Files, Clean All Log Files, Run Windows Clean Manager sau Clean All Temporary Files în momentul în care apăsăm aici pe ultima opțiune, se vor aplica și cele de mai sus. Deci, în principiu, ștergem toate fișierele temporare și fișierele de tip log. Haideți să apăsăm aici, vedem că fișierele sunt șterse. La mine nu este cazul să fie prea multe fișiere pentru că, după cum vi-am spus, este o instalare proaspătă de Windows 11. Nu vă stresați dacă vedeți că Windows Explorer se oprește, de fapt se restartează, va reporni, totul va fi în regulă după ce termine de rulat toate aceste procese. Am terminat și pe partea de cleanup, haideți să mergem mai departe la download, Ce este foarte interesant la această aplicație, opțiunea de a descărca anumite programe de care posibil să ai nevoie la tine pe sistemul de operare. Haideți să mergem la Windows, la ultima categorie, aici la Show hidden folders, voi aplica setarea. Avem posibilitatea de a face vizibile folderele ascunse și Show file extensions, în momentul în care am activat acest lucru vom putea să vedem extensiile fișierilor va trebui să dăm și un restart PC-ului după optimizare aici la Windows 11 Options voi alege Old Windows 10 Style Context Menu în momentul în care apăs aici voi avea la click dreapta acel context menu din Windows 10 Haideți să îl aplic. Aici la Windows Settings Options aveți mai multe opțiuni. Disable Notifications pentru a dezactiva aceste notificări. Disable Clipboard History în momentul în care copiați ceva și rămâne salvat în clipboard. Sau Disable Transparency Effects, acele opțiuni de transparență care sunt aplicate diferitelor meniuri din Windows 11 și aici putem să dezactivăm chat button în momentul în care voi apăsa aici, vor dispărea anumite icoane de aici de jos din task. Am aplicat optimizarea în Windows 11 cu Quick Boost. Haideți să dăm un restart PC-ului și să vedem câte procese rulează după optimizare. Suntem pe desktop după optimizare. Haideți să mergem în Task Manager. Am avut undeva la 117 procese înainte de optimizare. Haideți să vedem acum câte procese sunt, sunt 92 care rulează în background, de la 117 la 90 de procese este ok, zic eu, pentru o aplicație micuță, am reușit să scăpăm de telemetrie, de aplicațiile preinstalate și să reducem numărul de procese semnificativ în Windows 11. Acesta a fost tutorialul pentru astăzi. În continuare, dacă vrei să vezi o aplicație care nu ar trebui să lipsească în Windows 11, urmărește acest tutorial. Eu am fost Raul, până data viitoare, ca de obicei, te-am salutat!